Elevii și profesorii Colegiului Vasile Lovinescu din Fălticeni s-au alăturat pentru prima oară campaniei umanitare Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Vino și tu alături de noi într-o campanie menită să aducă zâmbete, cadouri și speranță. Aș vrea să încep pentru o simplă întrebare. Primiți în fiecare zi ceva de sărbători? Fiecare an, ce scuze. Da. Ce primiți în general? Dulce. Ei, nu prea că primiți numai dulce. Ați cam crescut. Ce mai primiți pe lângă dulce? Și în general cam primiți ce vă doriți, nu-i așa? Da. Pentru că vă știți sigur că Moș Crăciun prin părinți, prin bunici, prin cunoștințe va veni. Și cam discutați cu părinții înainte să-i trimită scrisoarea voastră de Moș Crăciun sau un SMS, pentru că deja vorbim de lucruri mai moderne. Pentru că primiți ceea ce vă doriți într-un final, nu? Da. Dar cum ar fi să știți că nu primiți nimic de sărbători? Cum ar fi să vi se pară cadou un lucru care ține de fantezie? Ați fi triști? Da. V-ați putea obișnui cu ideea că de sărbători nu primiți nimic? Nu. Ei bine, vreau să vă zic că există în acest moment, și există de mulți ani, copii care nu au primit nimic de când s-au născut. Copii pentru care o ciocolată e cadou suprem. Voi că vă luați o ciocolată zilnic. Nu? Și nu o ciocolată la un leu. Nu e așa? Cam câți bani plătiți zilnic? O sumă așa medie. Și dacă v-aș spune că din 10 lei putem să facem 10 copii fericiți, m-ați crede? Da. E ușor? Da. Voi dacă ați primit o ciocolată, ați fi fericiți? Zilnic. Nu prea. Ei bine, aici intervenim noi. Ne dorim să ajungem la copii care n-au primit nici măcar o ciocolată de sărbători, ca să nu mai spun de haine sau de un telefon. Nici de cum. Copii pentru care Crăciunul înseamnă o sărbătoare în care poate va veni Moș Crăciun. Dar de cele mai multe ori moșul cam încurcă drumul și nu ajunge la ei. Noi vrem să le arătăm că sărbătorile ar trebui să fie pline de cadouri și nu cadouri în care vorbim de sume foarte mari de bani, ci de cadouri din suflet. Un zâmbet. Și cred că noi nu prea ne mulțumim cu zâmbete de sărbători. Ne place să primim zâmbete, dar nu prea le oferim. Așa că noi vă rugăm, vorbesc aici în numele colectivului TV Rădăuți și numele tuturor instituțiilor școlare care deja ni s-au alăturat, să facem cât mai mulți copii să zâmbească. Și cum facem acest lucru? Nu am să vă cer bani. Probabil asta, vă gândeați. Am să vă cer să renunțați la o ciocolată. Se poate? Într-o zi? Da. La o hăinuță pe care ați cumpărat-o și poate ați purtat-o odată sau deloc? Da. Jucării? Da. E atât de ușor să facem un cadou încât de ce să nu face cât mai multe persoane să zâmbească? Eu zic că merită. Da. Vă alăturați campaniei noastre? Da. Atunci vă mulțumesc frumos și mă bucur foarte mult să văd că m-ați ascultat. Deși lumea are tendința să spună că nici ce nu se implică. Eu știu foarte sigur că se implică, am terminat de 3 ani, zic așa, m-am îndepărtat de liceu. Însă știu că suntem tineri și de la noi începe schimbarea. Poate credeți că sunt niște cuvinte foarte mari. Credeți-mă, nu sunt și chiar avem puterea de a schimba foarte multe lucruri în jurul nostru. În ce constă mai exact campania? Pachetele pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 17 ani. Pentru fete, pentru băieți, donați cât vă doriți și donați tot ceea ce doriți. Rechizite, dulciuri, alimente, fructe și cam, nu știu, gândiți-vă ce avea nevoie un copilaș de 3, 4, 5, până la 17 ani. Aveți ceva întrebări? Nu. Unde ar trebui donat? Unde le aducem? Cred că putem să ne ajungem la ideea că Moș Crăciun există, da? Asta ar fi ideea de bază. Și sunt convins că acești copii noștri vor fi receptivi și vor da un mână de ajutor pentru campania asta noastră. Așa că... Putem deschide un punct de colectare aici. Sigur că da. Avem punct de colectare în centrul orașului, lângă trezorerie, unde Florăria Selia este un chioșc acolo, veniți la noi. Vă așteptăm cât aveți, cât puteți și vorbiți și cu cei de lângă dumneavoastră, cei de lângă voi. O să încercăm să promovăm campania asta și la celelalte clase și sunt convins că, eu știu, într-o săptămână se vor ei mobiliza copiii. Voluntari se urcă în mașini, iau pe Moș Crăciun, real, da, a nostru, și ajung la poarta acelor copii. Ce este că mergem la fiecare acasă. Deci la fiecare copilaș va veni moșul. Și prin această campanie vor beneficia și copiii de-ai noștri de la școală. Sigur că da. Și familiile lor, fraților, surioarele care încă nu sunt poate la școală și nu, chiar nu-l primesc niciodată pe moșul, da? Decât poate cât își permite bunica, o ciocolățică sau o bombă. Vă așteptăm cât puteți. Pentru început,
voi puteți populariza, o să deschidem eventual aici la noi la școală un centru de colectare pentru mici pachetele, pe care apoi le vom înainta doamnelor pentru a se întâmpla fericit eveniment, să vină moșcă de Crăciun. Aveți și filmat, îl puteți viziona pe Facebook, Doamna Soșcărie. Aveți copii care l-au văzut pe moșul anul trecut, acum 2 ani. Și o să vedeți ce fericire ce suntem pe da. Pe patru. Vă mulțumim foarte mult!